Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pamfletul aparținând colegului nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, se intitulează Proști, proști, da, sunt proștii noștri. Să facem bine ca să nu facem rău. Dacă tăcei, filozof rămâneai. Asta pare să fie deviza cea mai des încălcată de politicienii români, să fie oare de râs sau de plâns. Lăsăm la latitudinea dumneavoastră să alegeți. Cert e că acești oameni, autori al acestor gafe monumentale și ilogisme memoriale, au fost și încă sunt în cele mai înalte funcții de stat. În cele ce urmează am încercat să le grupăm după anumite categorii și nu după cronologie sau subiect. Astfel anumiți neonoranți politicieni apar la mai multe categorii, ceea ce denotă imensa lor activitate agramată și plină de logică absurdă. Categoria să facem bine ca să nu facem rău. Din păcate, această categorie poate face ea singură dita mai cărțulie, atât de mulți clienți avem aici. Deci avem mult simplu, fiindcă aleșii noștri nu sunt deloc pregătiți în domeniile pe care cu horror le conduc și pentru ei sunt valabile explicațiile gen grupa pregătitoare de la grădiniță, precum apa e apă, fiindcă e apă, democrație e bună, fiindcă e democrată. E bine să ne pregătim decât să nu ne pregătim, spune Klaus Iohannis, președintele României. Nu există un grad de rudenie dacă vreți să fim foarte riguroși. Domnul Ponta este evident verișorul soției mele, dar eu într-o relație de rudenie cu domnul Ponta, riguroși fiind, evident nu sunt, dar evident soția mea este, Robert Kazanciuk, postministru al justiției. Puteam să stau acasă și să-mi văd de viață, dar demnitatea mea e atât de mare încât o vreau înapoi. Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5. Sunt foarte bun prieten cu domnul Tăriceanu, dar nici nu vreau să-i mai aud numele. Mircea Ionescu Chintus, președintele PNL. Bucureștenii au de ales între o certitudine și acea certitudine sunt eu. Gabriela Brânceanu Firea a fost primar București. A garantat proprietatea înseamnă a limita dreptul omului asupra proprietății lui. Ion Iliescu, președintele României. Nu vom face privatizare de dragul privatizării, ci din contră. Nicolae Văcăroiu, premier. A apărut un individualism foarte puternic al indivizilor, Vasile Dâncu, sociolog PSD. Eu privatizez, fiindcă asta înseamnă privatizarea, să privatizez. Ovidiu Mușetescu, ministru PSD. Sunt atât de nervos și de supărat că nu vorbesc decât administrativ. Marian Vanghelie. Tot ceea ce costă bani e costisitor. Gheorghe Nichita. Nu vreau să fiu președintele unui partid care, ca să zic așa, are un sex incert pe scena politică. Crin Antonescu. Suntem un partid militarizat în sensul bun al cuvântului, Gabriel Oprea. Eu sunt președintele președinților președinților, Gigi Becali. Ouăle lui Adrian Năstase sunt de găină, Ion Iliescu. La finanțe trebuie să punem un finanțist, altfel riscăm să punem pe altcineva, Codrin Ștefănescu. Nu mai e mult până mai e foarte puțin, Gigi Becali. Categoria voi ne dați votul și noi vouă cotul. Din această categorie fac parte practic toți cei care candidează la ceva și care sunt obligați ca în campanie să promită multe, având însă garanția că acestea nu se vor îndeplini. De aceea se promit bani, viață mai bună, funcții importante, etc. Azi le vezi pe afișe, mâine nu mai auzi vreodată de ele. Dacă strada nu ne dorește pe noi, atunci să-i voteze pe bulgari, Mihăiță Calimente, senator. Categoria administrație e foarte grea. E greu sau aproape imposibil să conduci un oraș, un minister, o deconcentrată sau vreo agenție națională, dacă în viața anterioară n-ai condus nici măcar un angajat. Dar se pare că tocmai această lacună e un factor de promovare în funcții înalte. Și uite, așa am avut la cultură un stomatolog, la economie un cioclu, iar la sport un obez. Și exemplele pot continua, dar să vedem ce declarații au mai făcut bravii noștri aleși și alese. În prezent, sumele alocate transportului în comun sunt infirme. Marian Vanghelie, primar sectorul 5. Ce faci, fă, Doinu, aveai chef de niște inundații? Victor Ponta, fostul premier al României. Ești un prost. Ministrul astăzi e, mâine nu e. Eu sunt parlamentar, eu fac legea. Mă duc sus acum și rezolv. Cristian Anghel, deputat în discuție cu un cioban. Nu era cioban, era un agitator prost. Nu mirosea oaie, mirosea parfum. Ca mine. Cristian Anghel motivând de ce l-a făcut prost pe cioban. Becali e un brand. Eu la Avicola Iași pot să fac pui Gigi Becali dacă vreau. Gigi Becali. Monopolul privat e al mai dracului decât monopolul de stat, Ion Iliescu. Aveam prevăzute pentru anul 2003 3 miliarde pentru dezăpezire, dar a nins de 10 miliarde, Marian Oprișan. Statul nu cheltuie bani pe gratis, Vasile Blaga. Sper ca cele 7 firme românești să avem succes, Maria Grapini. Eu sunt pensionar, nu mai sunt nici măcar oligar, Dan Voiculescu. E vorba aici de o spălare de bani fără bani, Viorel Hrebenciuc.
categoria Tineret Viitor de Aur. Politicienii au atâtea vorbe frumoase cu privință la viitorul tineretului român, dar în secunda a doua, după ce sunt aleși, cuvintele lor devin vorbe goale lipsite de conținut, drept urmare milioane de tineri au părăsit țara căutându-și un viitor pe străine meleaguri. Și uite așa a ajuns România, o țară îmbătrânită în care rata natalității e mult mai mică decât cea a mortalității. Mai în glumă, mai în serios, eu cred că spatele drept și pieptul bombat și privirea înainte contează mai mult și optimismul pe care îl exprimă un tânăr îl ajută după aceea să privească altfel viața. Vasile Salaru, secretar de stat. Când faci o fraudă economică, când furi ceva, când faci evaziune, ai greșit. Sunt păcatele tinereții. Codrin Ștefănescu. Categoria tale campaniei electorale. De peste 30 de ani, campaniile electorale au înlocuit cu succes toate celebrele emisiuni de divertisment made TVR. Au depășit și celebrul grupat cinematografic de mare succes, Mari Comici ai Ecranului. Și pe bună dreptate, citiți și veți muri de râs sau să vă cruciți de o să vă fracturați mâinile și degetele. Tocmai m-am mușcat un pechinez în plină acțiune electorală. Nu m-am ferit logic să nu mă vadă electoratul ezitând, ba chiar am întins piciorul venind în întâmpinarea locuitorului Patruped din sectorul 5, Ovidiu Raițchi. Ne dorim ca pe listele pentru alegeri să existe un număr cât mai mic de decedați, mioara mantale. Eu și când respir, totul este electoral, Marian Vanghelie. Există o viziune foarte clară a acestui guvern și viziunea spune așa, România este în impas, Sebastian Vlădescu. Categoria Tudor Postelnicu, am fost un bou. Aici am avut noroc, fiindcă multor politicieni le scapă de sporumbelul din gură și deci îi penalizăm, fiindcă nu-i așa, gura bate curul. Gabriel Oprea e un cuc și conduce un partid de cuci, Aura Vasile. Și într-un pom, dacă mă pui, eu am un punct de vedere, Marian Vanghelie. Nu sunt un Traian Băsescu cu fustă, sunt un Traian Băsescu cu păr, Elena Udrea. Un partid politic este un organism unde se delirează împreună, Teodor Paleologu. Eu am fost rea de muscă, dar rea, rea. Dacă intram într-o încăpere, mă culcam cu cine nimeream, Monica Tatoiu. Mirom Mitra este un cetățean ieșit de sub camion, Teodor Solojan. Există aici, în această sală, tineri care au murit în Revoluția din decembrie 1989, Viorel Cataram. Eu împărtășesc doctrina liberală până la înfăptuirea păcatului, Gigi Becali. PSD e un partid foarte mare încât au loc și cei care se vor mici, Mircea Geoană. Românii n-au voie să ierte viitorul acestei țări, Mircea Geoană. Nu poți să conduci organizația PSD București dacă nu ești pămpălău că te ejaculează. Marian Vanghelie. Mă bucur că ne-am adunat aici atâția politruci. Klaus Iohannis. Sper ca și în continuare și împreună cu dumneavoastră să trecem împreună printr-o perioadă foarte grea. Liviu Pop. M-am simțit încărcat pozitiv când am fost cu Ponta în comunitățile sinistrate. Liviu Dragnea. Deci meseria mea înainte de a fi parlamentar, Doamne, să vă spun sincer, auto. Meseria mea este auto. Gheorghe Coman. Chiar vreau să începem să demarăm. Adrian Fidean. E important să știm cu cine vorbim și dacă mă uit la tine să știu că tu ești tu. Liviu Dragnea. În deplasarea din Vietnam am participat la schimbările climaterice și astea... Ioan Stan. Libertatea de exprimare o face fiecare pe barba proprie. Ion Iliescu. Categoria sunt ce sunt fiindcă nu pot să fiu ce nu sunt. Ca au făcut toți politicienii noștri, se dau ce nu sunt. Chiar dacă n-au terminat nici măcar liceul, ei ne prezintă diplome la kilogram care atestă masterate și doctorate. Se pare că nici ei nu sunt mulțumiți de ce au fost și de ceea ce au ajuns. Și de aceea se dau drept alții. Noi știm că la Casa de Nebun, dacă un pacient spune că este Napoleon, nu trebuie să-l contrazici, ci să-i te adresezi cu maestate. De aceea nici nu e bine să-ți contrazici aleșii când ei zic că sunt ce nu sunt. Altfel, dracul știe cum pot reacționa. Cum să fiu comunist când eu, în frunte cu domnul Iliescu, m-am dus la București să dau la o parte acest sistem, Marian Oprișan? Einstein n-a fost nici măcar un șmecher. El l-a plagiat pe Eminescu, Gheorghe Funar. Nici nu știți ce sensibilitate am eu în suflet. Dar nu știu să mă exprim. Dacă aș ști, aș vorbi mai frumos decât Liceanu și Pleșu. Gigi Becali. Orice poate să fie obiect din China, Adrian Năstase. Decât să o sug la mai mulți licurici mici, mai bine o sug la un licurici mai mare, Traian Băsescu. Mi-am făcut parastasul acum, întrucât copiii mei, mai mult ca sigur o să uite să mi-l facă, Silviu Prigoană. Dragostea, sexul și gelozia nu sunt tot una. Poți să iubești un câine și fără să faci sex cu el, Silviu Prigoană. Categoria dilemelor existențiale. Nu se poate să nu apreciezi eforturile aleșilor români când vezi zi de zi
cum sunt chinuiți de adevărate probleme majore și săracii mereu trebuie să rezolve adevărate dileme existențiale. Și nu sunt oarecare probleme, ci dileme, ci din contră, așa cum veți vedea din ceea ce urmează. Unde începe și unde se termină un act sexual? Mircea Ciumara. Știu de ce au murit atâtea rude de ale mele până acum, ca să nu mor eu, Corneliu Vadim Tudor. Fac parte din categoria bărbaților care plac femeile și nu plac bărbații, Marian Vanghelie. Unii își fac operații de mărire a penisului, pe eu nu știu cum să-mi-l micșorez, mi-ar trebui un bonfire, Corneliu Vadim Tudor. Eu am fost, de când mă știu, Antonie Iorgovan. Diavolul e puternic în lume la ora asta. Gigi Becali. Pentru mine un partid creștin e pe dracu, Ion Iliescu. Frumusețea ține de șansa de a te fi născut așa, Elena Udrea. Deocamdată suntem unde ne aflăm, Emil Boc. Învățăm de la viață, dar constatăm că tot proști murim, Marian Vanghelie. Oare de ce avem așa politicieni slab pregătiți? Situația din România este una particulară. Din rațiuni care în principal țin de istorie, politicienii sunt atât de slabi încât nici măcar nu reușesc să-și adune câțiva fan real care să le dea like-uri pe Facebook. Unui politician real, în adevăratul sens al cuvântului, n-ar trebui să-i fie foarte greu să se facă plăcut. Ar trebui să-și atragă oamenii prin șarm și prin cuvinte dătătoare de speranță. Numai că vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu majoritatea politicienilor când încearcă să deschidă gura. Ce ar trebui să facă un politician care nu reușește să producă decât gafe și ilaritate? Ar trebui să aibă decența să se retragă. Dar nu prea se întâmplă, deoarece scena politică românească duce lipsă de cele mai esențiale calități în politicieni. De fapt, scena politică românească e sufocată de impostori care pretind că sunt politicieni. Avem politicieni slab pregătiți și din cauza că avem universități fantomă, precum Spiru Haret, Balachia sau Tibiscum, adevărate fabrici de diplome și doctorate false, fiindcă avem legi care protejează plagiatul și plagiatorii, fiindcă azi pentru partide nu contează creierul, ci doar portofelul potențialului candidat la vreo funcție politică sau administrativă. Concluzie amară. Așadar, criza de încredere în liderii aflați la putere e total explicabilă, deși România n-a avut niciodată o elită politică atât de praf. Și totuși partidele scot mereu în față lideri agramați și astfel viitorul României e practic amanetat. Când ai lideri cu procente sub partid, de ce să te mai miri că nimic nu merge bine? Cu adevărat îngrijorătoare e însă lipsa de perspectivă. Cu asemenea lideri agramați, fie ei la putere, fie în opoziție, nu e nimic de făcut, iar românul simplu se întreabă nedumerit cum ar putea el să fie condus de un idiot care nici măcar nu știe să pună în acord substantivul cu verbul sau să facă o simplă operație de aritmetică sau măcar să fi citit o carte la viața lui, fie ea de povești chiar, sau măcar să nu fie lacom, host și disprețuitor. Dar, din păcate, sunt prea mulți de sau. Până n-o să avem o clasă politică educată, instruită și muncitoare, nu vom da nicio șansă României. Și în încheiere repetăm un vechi proverb enunțat și în deschiderea acestui articol, proverb dedicat numeroșilor noștri aleși, agramați și inculți. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!